Ce faceți cu Ungaria și Polonia care nu au aderat la parchetul Uniunii Europene? În Ungaria am semnat un protocol de cooperare cu parchetul general. Până acum nu am avut probleme în cooperarea cu ei, de câte ori am avut nevoie de documente, de efectuarea unor activități, au fost receptivi, dar competența noastră este foarte limitată. Spre exemplu, dacă este o companie ungară care, nu știu, comite o fraudă cu fonduri europene în Ungaria, fără nicio altă legătură cu un cetățean din celelalte state participante la EPPO sau teritoriul unui stat membru participant la EPPO, nu putem investiga. Deci, oricum, noi avem o competență extrem de limitată. În ceea ce privește Polonia, lucrurile au fost un pic mai dificile. A trebuit să sesizăm Comisia Europeană pe mecanismul de stat de drept, întrucât nu au dorit să colaboreze cu EPPO. În cele din urmă au adoptat legislație internă.